Dar cum noi în marile orașe, marea majoritate stăm la bloc, până acum ne-am rugat de ei și efectiv nu ne băgau în seamă. Și în momentul în care le-am făcut un mail frumos civilizat, nu le-am zis că mă duc obligatoriu la ANR să le fac reclamațiile. Ce să vezi, ce să crezi, nu ne răspunde iarăși nimeni. A rămas că vă mai țin la curent privind procedura pe care a trebuit să o fac ca să-mi instalez o stație de încărcare pentru mașina electrică acasă. În cazul în care nu ați văzut episoadele anterioare, ar fi bine să le urmăriți înainte de a vedea acest videoclip ca să înțelegeți exact tot ce mi s-a întâmplat, toată procedura și, foarte important, să nu faceți și voi aceste greșeli. Pentru că aceste greșeli m-au costat câteva luni bune și mi-au amânat posibilitatea de a-mi încărca mașina electrică acasă. Să revenim. Fac aceste episoade pentru că este destul de complicat, cel puțin așa mi s-a părut mie, să poți să-ți faci un racord nou acasă pentru a-ți lega stația de încărcare a unei mașini electrice și mă gândesc că poate mulți vreți să faceți această tranziție de la o mașină pe benzină, pe motorină, la o mașină electrică și dacă vă luați o mașină electrică, din punctul meu de vedere, este impetuos necesar să vă puneți și o stație de încărcare acasă. În momentul în care stai la vilă, situația este mult mai ușoară decât dacă stai la bloc. Dar cum noi în marile orașe, marea majoritate stăm la bloc, cred că este de interes pentru foarte mulți dintre voi. Să revenim, haideți să vedem ce greșeli am făcut eu, ca să nu le faceți și voi. În episodul anterior, din ce mi-aduc eu aminte, spuneam că rămăsesem în pasul în care așteptam de la e-distribuție un e-mail, o notificare, să spunem, o informare prin care mi se solicita dosarul instalației de utilizare în acele 3 luni de zile în care trebuiau să facă ei lucrarea efectivă. Ca o mică paranteză, e-distribuție este cel care are cablajele, practic infrastructura energiei electrice. În cele 3 luni în care ei ar fi trebuit să facă lucrarea, bineînțeles, ei se ocupă în ultima zi, așa că în ultima zi eu le-am pus o întrebare: domne, ce se întâmplă cu lucrarea? Pentru că nu m-a sunat nimeni, nu s-a întâmplat nimic, am verificat și nu s-a făcut nicio lucrare. Ei mi-au comunicat că nu am depus dosarul instalației de utilizare, zis și făcut, după cum bine știți în episodul anterior, m-am grăbit, am plătit o sumă suplimentară ca o taxă de urgență unei societăți care se ocupă cu astfel de dosare, pentru că trebuie să fie o societate autorizată ANRE, pentru că piața energiei electrice este supravegheată, este piață reglementată și este supravegheată de către ANRE. Și atunci a trebuit să caut o societate autorizată, să mă rog de ei, să-mi facă dosarul mai rapid, în mintea mea, crezând că dacă depun dosarul mai repede, se face și lucrarea mai repede. Bun, total greșit, m-am înșelat, mi-am luat țeapă, cum s-ar zice, pentru că am găsit o societate, le-am plătit și o sumă suplimentară, pentru că, evident, a trebuit să lase alte lucrări ca să-mi facă mie lucrare. După ce mi-a făcut dosarul, am depus dosarul acesta la e-distribuție Buntenia și am întrebat peste, să zic, o săptămână, două, bună ziua, când se face lucrarea. Ce să vezi că mi-au zis că, domne, se resetează timpul acela de 3 luni de zile. Ai 3 luni de zile de când depui dosarul instalației de utilizare și îți facem act adițional. Mamă, îți dai seama că m-am enervat. Că practic am pierdut 3 luni de zile, plus încă 3 luni de zile acum. Pentru că știam că nu o să o facă într-o săptămână, deși scriu acolo că până la 90 de zile. Dar bineînțeles că se întâmplă în ultima zi. Și după ce am semnat acest act adițional,
v-am zis, i-am întrebat, domne, când se face lucrarea? Și mi-au zis, păi nu, că se face în termen de 90 de zile. Adică s-a resetat din nou acel termen și trebuia din nou să aștept. Doar că acum eram cu dosarul instalației de utilizare depus și nu mai aveam nicio problemă, ca să spun așa. Am zis, asta e, mi-am luat țeapă, am unde să încarc, prin oraș sau și aștept. Ok, iar greșeală din punctul meu de vedere, pentru că n-am știut. Dacă n-am știut, știi cum e, nu pot să acuz pe nimeni, dar este vorba că nici nu-ți explică nimeni, nu ai cu cine să vorbești, nu există niciun fel de, nu știu, serviciu clienți, nu există nicio adresă de mail unde poți trimite câteva întrebări, care este procedura. Adică am mai trimis așa câteva întrebări pe un e-mail cu info@edistribuțiemuntenia.ro, dar mi-au răspuns când au vrut ei și cum au vrut ei. Adică uneori mi s-a răspuns, uneori nu mi s-a răspuns și când mi s-a răspuns nu m-au lămurit. Adică mi-au dat niște răspunsuri din acelea ca și când aș fi fost din domeniu și mă pricepeam. Am mai așteptat încă 3 luni de zile, asta însemna, cred că timpul expira la sfârșitul lunii februarie 2022, dacă nu mă înșel. Apropo, acum suntem în luna mai. Gândiți-vă că am deja un an și o lună de când m-am apucat de această procedură, ca să înțelegeți cât de complicat este, da? Și cât de mult durează. Bine, greșelile au fost ale mele, dar nici sistemul nu e făcut într-un mod foarte ușor pentru client. Aveam termen sfârșit de februarie 2022. În martie i-am întrebat, domne, ce se întâmplă cu lucrarea mea? Și ne răspunde o doamnă și spune, păi nu, că încă mai ai termen. Păi cum mai avem, doamnă, termen? Că tocmai a expirat perioada de 90 de zile, matematic. Păi nu, că nu sunt 90 de zile calendaristice, sunt 90 de zile lucrătoare. Da? Bun, deci mai adăugați toate weekendurile și toate sărbătorile legale, libere. Ok, ca să vedeți cum e situația. Între timp, după ce trec și aceste zile și se depășește această perioadă, soția mea primește un mail, pentru că ea s-a ocupat de tot ce înseamnă zona asta de contracte. Eu doar pur și simplu m-am ocupat de încărcarea documentelor, relația cu e-distribuție. Ea semnează contractul, deci cumva ne-am împărțit. Primește un e-mail de la e-distribuție Muntenia privind faptul că s-a depășit acest termen și conform legislației sunt obligat să ne despăgubească cu o sumă. Și ghiciți cu ce sumă a trebuit să ne despăgubească? Cu suma de 100 de lei. Vă dați și voi seama că, din punctul lor de vedere, ei au întârziat cu câteva zile, da? Și ne despăgubesc pe noi cu 100 de lei, dar probabil că întârzie așa cu, nu știu, 10.000 de oameni, probabil, vă dați seama câți bani pierd, dar cât câștigă pe alte părți, da? Dar din punctul meu de vedere, acea 100 de lei este egală fix cu zero, pentru că mai bine investeau într-un sistem, nu știu, din ăsta de customer service, de servicii clienți, prin care nu ar fi trebuit să ajungem la această perioadă de un an și o lună de zile și încă nu s-a terminat. Estimez eu că mai durează, nu știu, 2-3 luni de zile ca popa, așa, până am lucrarea terminată. Soția mea trimite contul bancar către e-distribuție, într-o zi, două, să zic, avea bani în cont. Deci, cum s-ar zice, e-distribuție Muntenia a făcut cinste cu 1-2 plinuri la mașină, cum s-ar zice. Și după încă o săptămână, să zic, dăm un mail la e-distribuție. Din nou ne răspunde doamna că încă nu s-a terminat perioada. Și noi răspundem, păi cum, doamna, nu s-a terminat perioada? Că tocmai am încasat 100 de lei pentru că s-a depășit perioada. Da, deci doamna aia habar n-avea, nu știa despre ce e vorba, se pare, era total pe lângă. Când i-am răspuns, nu ne-a mai răspuns la e-mail, a lăsat-o moartă, pur și simplu i-a mai dat o revenire, n-a mai zis nimic. Din ce am înțeles eu, toate aceste departamente cumva de la e-distribuție, adică cei care vin să-ți facă lucrarea, cei care îți verifică la început locația, toate aceste departamente sunt cumva departamente externalizate.
Adică sunt niște societăți pe care le subcontractează e-distribuție ca să facă diverse servicii pentru ei. Și din cauza asta e haosul ăsta și de banda de asta. Trecând și peste acest episod, prin luna martie vine o persoană tot așa de la e-distribuție. Nu știm dacă era angajat acolo sau dacă era de la altă firmă terță subcontractată de ei. Se uită așa la locație și spune: problemă mare de tot, pentru că în lucrare cel care a venit la început și-a verificat ce trebuie să se facă, a dat 4 metri de cablu și nouă ne trebuie 12 metri de cablu. Și eu nu pot să-ți dau mai mult decât scrie acolo în propunerea de lucrare care s-a făcut la început când s-a văzut locația. Și spune, stai așa că vorbim cu niște ingineri de la noi, cu șefii de departament, să vedem ce soluție găsim, că trebuie să punem o cutie de asta mare aici, că trebuie să o împământăm, că trebuie să luăm acordul de la asociația de proprietari, că o punem pe spațiul lor. Că... stai domnule, așa că care e problema mea? Mie fă-mi lucrarea. Dar ce vina am eu că ăla a dat 4 metri și n-a dat 12 metri? Păi nu, că ăla e o firmă terță, că știți cum e. Vine unul și dă vina pe altul. De obicei cum se întâmplă, da? Ok, domne, că ne auzim într-o săptămână, că o să vă contacteze cineva într-o săptămână. Aiure, de unde? Nu ne-a sunat nimeni, nu ne-a contactat nimeni, nu ne-a scris nimeni nimic. După, să zic, încă 2-3 săptămâni, dăm un mail. Bună ziua, ce se întâmplă cu lucrarea noastră? Că vrem să ni se facă lucrarea. Nu răspunde tot așa, nimeni, la niciun mail, la nimic, la... Am dat la toate căsuțele de mail cu care ne conversasem până la vremea respectivă. Când am văzut că nu răspunde, am zis, domnule, nu se poate, bătaie de joc, hai să schimbăm placa. Și am zis, domnule, dacă nu ne faceți lucrarea și nu ne răspundeți cu ce se întâmplă cu dosarul nostru, ne vedem nevoiți să mergem să vă facem reclamație și plângere la ANRE că nu ne faceți lucrarea. Ce să vezi, ce să crezi, nu ne răspunde iarăși nimeni, nu vă exagerez, cred că peste, nu știu, 2, 3, 4 zile, de când am dat acel mail, vine cineva de la e-distribuție Muntenia în complexul de locuințe unde stau și zice: bună ziua, am venit să facem lucrare la locul de parcare cu numărul, da, pentru clientul X. Și zic, ia uite bă frate, bă, până acum ne-am rugat de ei și efectiv nu ne băgau în seamă și în momentul în care le-am făcut un mail frumos, civilizat, nu le-am zis că mă duc obligatoriu la ANRE să le fac reclamații. Le-am zis că dacă nu mi se face lucrarea într-un termen rezonabil, mă văd nevoit să mă duc și să le fac plângere și reclamație. Și s-a făcut lucrarea, bineînțeles. De ce a trebuit să ajung aici și să nu se facă lucrarea de bunăvoie, cum s-ar zice, fără să dau acel mail? Adică chiar mi se pare bătaie de joc, nu știu cum să vă zic. Bun, s-a făcut lucrarea din partea lor, au venit, au montat o cutie așa în care cei de la firma de furnizare a energiei electrice pe care o vom contracta o să pună contoarul înăuntru. Și această cutie am văzut că este legată la panoul central al blocului. Nu mă pricep, o să vă las aici pe ecran o poză să vedeți exact despre ce e vorba. După această lucrare, cum s-ar zice, m-am gândit să dau un mail. Bună ziua, știți ce se mai întâmplă? Care-i pasul următor? Domne, că stai puțin, că trebuie să se recepționeze lucrarea acum de către noi. Lucrarea s-a făcut, dar trebuie să facem recepția. Păi bine, bine, dar s-a făcut lucrarea, deja a trecut, nu știu, iar o săptămână. Ce se întâmplă cu recepția? Păi uite că se va face zilele astea. Ne-au răspuns foarte frumos acum, mult mai prompt decât în prima parte a acestei perioade. Nu știu, ceva s-a schimbat. Din ce am văzut, au fost mult mai ok în comunicare. Poate au mai luat personal suplimentar, poate, nu știu, au primit niște reclamații, habar n-am. Pe lângă asta, ne-au trimis frumos un document, da, un PDF cu o prezentare în care mi explicau toți pașii pe care trebuie să-i faci în momentul în care vrei să-ți faci o asemenea lucrare cu ei. Da, o să vi-l las aici pe ecran să îl vizionați și voi în cazul în care, nu știu, vreți să vă apucați de așa ceva, aveți nevoie de aceste informații. Mi se pare destul de mișto explicat,
Adică este ceva ce nu am găsit pe internet, pur și simplu. Dacă aveam acest document, probabil că nu ajungeam să fac și eu aceste greșeli. Și din acest motiv fac și acest episod, această serie, de fapt, cu mai multe episoade, ca să învățați și voi din greșelile mele, că poate vă ajută. Pentru că dacă nu aș fi avut aceste greșeli, cred că aș fi economisit, nu știu, 6 luni, să zic. Bun, să revenim. După ce am primit de la el acest e-mail cu această prezentare a pașilor lucrărilor, am observat că după ce se face recepția, se emite de către ei un certificat de racordare. Cu acel certificat de racordare, care am înțeles că se emite în 10 zile de când se recepționează lucrarea de către ei, nu am primit încă acest certificat, apropo, ca o paranteză, și cu acest certificat de racordare mă duc la o societate de furnizare a energiei electrice, cum ar fi Enel, E.ON și așa mai departe. Fac contract, am înțeles, și cu contractul acela mă duc din nou la e-distribuție, le arăt că am semnat contract cu un furnizor și atunci se consideră lucrarea terminată. Adică, practic, se consideră că am un racord nou și, practic, pot să primesc energie electrică de la furnizorul respectiv. Deci cam ăștia sunt toți pașii pe care i-am făcut eu până în momentul ăsta. Cam astea sunt greșelile pe care le-am făcut eu în acest moment. Încă o greșeală pe care am făcut-o și vreau să vă spun este faptul că nu am apelat la o firmă din asta terță care îți face toate aceste lucrări, o firmă din domeniu, cum s-ar zice. Pentru că în momentul în care am semnat contract cu e-distribuție, acolo m-a întrebat: domne, lucrarea vrei să ți-o facem noi sau vrei să ți-o faci tu cu o firmă autorizată? Și practic nu aveam acele 90 de zile pierdute, pentru că ei se duc și subcontractează și probabil că fac o licitație și plătesc o sumă mai mică și evident nu se îngrămădește lumea să facă lucrări pentru ei. Nu știu, cel puțin asta e părerea mea. Iar dacă mă duceam la o firmă eu și plăteam o sumă, ei vă dați seama că îmi făceau lucrarea în, nu știu, primele 6 zile, să zic, în prima săptămână. Și în plus de asta, vă dați seama că ei știau și nu mă lăsau să nu depun dosarul instalației de utilizare, astfel încât să mai pierd încă 3 luni. Da? Asta a fost altă greșeală de-a mea, dar am vrut eu să fac această procedură pas cu pas, ca să învăț, să văd exact cum funcționează și să fac aceste videoclipuri pentru voi, ca să învățați și voi din experiența mea și din greșelile mele. Nu cred că o firmă de genul îți cerea vreo sumă, nu știu, nemai văzută, te punea să plătești acest serviciu foarte scump. Pur și simplu eu m-am gândit că chiar dacă durează mai mult, am unde să încarc și învăț și eu toată această procedură. Dar m-am învățat minte, poate data viitoare, când o să mai am nevoie, o să apelez la o firmă terță sau o voi face eu, pentru că acum teoretic, da, știu cum funcționează. Deci ăsta este pasul în care mă aflu eu acum. Să se recepționeze lucrările de către e-distribuție Muntenia și să mi se emită certificatul de racordare. În fine, sper că v-au plăcut informațiile pe care vi le-am furnizat eu în acest episod și în cele două episoade anterioare. Sper că în episodul 4 să fac, nu știu, o petrecere și să-mi încarc prima oară acasă mașina. Sper să ajung acolo. Sper să nu dureze mai mult de, nu știu, încă 2 luni de zile, încă 3 luni de zile. Dacă aveți întrebări, le aștept mai jos în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi și până data viitoare, să ne vedem cu bine în episodul următor. La revedere!